Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție, Un nou mod de viață. Aici învățăm să ne schimbăm modul de viață. Astăzi vom vorbi despre un produs natural 100%, un produs adus din Oxford, un produs care este benefic atât preventiv, dar și atunci când s-a instalat o afecțiune. Așadar, astăzi vom afla totul despre ateroscleroză, infarct miocardic, atac vascular cerebral, afecțiuni cardiovasculare și ulcer varicos. De asemenea, vom vorbi despre osteoporoză, artroză, cu coxartroză și gonartroză. Totul vom afla de la invitatul meu de astăzi, domnul dr. Iosif Balint, iată, medic specialist igienă și nutriție. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua, bine v-am regăsit! Vorbim despre un produs natural 100%, un produs miraculos, aș putea spune, adus din Oxford. Ce conține acest produs, domnule doctor? Aceste tablete conțin vitamine, minerale și extracte din plante combinate într-o singură tabletă, în așa fel ca efectul lor să fie maximalizat în acele locuri unde, într-adevăr, este nevoie de intervenție pentru a ameliora anumite afecțiuni sau chiar, în unele cazuri, pentru a vindeca anumite lucruri. Având în vedere că, iată, osteoporoza, artroza, coxartroza, gonartroza sunt afecțiuni des întâlnite și în ultima perioadă, conform statisticilor, nu numai la persoanele, să spunem, de vârsta a doua. Da, corect, așa este, fiindcă, din păcate, aceste boli, aceste afecțiuni apar din ce în ce mai frecvent la tineri, la o vârstă mai fragedă și dacă vorbim de tineri care ajung, de exemplu, cu infarct miocardic în clinicile cardiologice la vârsta de 39 de ani, 29 de ani sau chiar și mai tineri, atunci putem spune că incidența acestor boli deja este întâlnită cu o frecvență mare la tineri, la oameni care n-ar trebui să aibă aceste probleme. Fiindcă dacă luăm în considerare incidența acestor boli care a fost acum 50 de ani și care este acum, vedem că este o diferență uriașă. Fiindcă acum 40 de ani, dacă auzeam pe cineva cu infarct miocardic la vârsta de 39, 40 de ani sau 50 de ani, se spunea o așa de tânăr, iar în momentul de față deja vorbim de această boală, de exemplu, și la vârste destul de fragede, la 20 și ceva de ani. Domnule doctor Iosif Balint, cât ar trebui să dureze tratamentul? Sau probabil mă gândesc în funcție de afecțiune, gravitatea afecțiunii, vârsta pacientului, de cât timp are afecțiunea? Da, asta normal depinde și de stadiul în care este boala, depinde de pacient, cât de bine ține de medicație, depinde de organismul fiecărui pacient, cât de bine poate asimila anumite substanțe active din aceste tablete. Dar, în general, vorbim de administrarea acestor tablete minim 3 luni, cu două tablete pe zi, pentru a avea un rezultat vizibil și palpabil din partea pacientului, fiindcă asta este important în cazul nostru. Și atunci, normal că trebuie administrat minim 3 luni, dar în majoritatea cazurilor, mai ales dacă vorbim de aceste boli cronice, trebuie să continue administrarea acestor tablete acești pacienți pentru a avea un rezultat și o eficacitate. Fiindcă sunt unele boli care nu se pot vindeca. Deci trebuie să mergem cu să suferim de acea boală până la sfârșitul vieții. Da? Dar putem ameliora aceste boli, aceste afecțiuni, să recâștigăm foarte mult din funcționalitatea unor organe sau chiar unor membre sau a venelor sau a arterelor și atunci putem recâștiga din funcționalitatea acestor lucruri, organe și vene și artere și putem îmbunătăți, de fapt, calitatea vieții noastre. Vreau să le spun telespectatorilor noștri, doamnelor și domnilor, aveți numărul de telefon al emisiunii Un nou mod de viață afișat pe ecran, număr de telefon la care puteți suna și ne puteți adresa întrebările dumneavoastră. Iată, vorbim despre un supliment alimentar, un produs natural 100%, adus din Oxford, un produs care este de mult timp pe piață, un produs care a adus mult
beneficiu, aș putea spune, pacienților de ani de zile. Și tocmai din acest motiv, domnule doctor Iosif Balint, aș vrea să vorbim puțin și despre cazuistica dumneavoastră de-a lungul timpului, să ne dați exemple de afecțiuni care au fost tratate și care au fost rezultatele în cele din urmă. Corect. De exemplu, dacă vorbim de osteoporoză, care știm că este o boală mai ales sau mai frecvent întâlnită la doamne, mai ales în vârsta, în jurul vârstei de menopauză. Știm că această boală poate să apară, să aibă primul semn de fapt printr-o fractură spontană a unor oase. Și atunci, normal că această boală, această afecțiune este una foarte răspândită, din păcate, mai ales la doamne, și este cu risc înalt pentru a duce până la fracturarea unor oase. Trebuie ar fi bine și preventiv să luăm acest produs natural, da, când ne apropiem de menopauză? Corect, așa este. Deci putem administra preventiv aceste tablete pentru a preveni formarea osteoporozei și știm că putem urmări sau putem să ne ducem la medic să facem un control, să face o radiografie sau un fel de radiografie numită osteodensiometrie și putem afla cât de sau care este densitatea oaselor noastre. Și atunci în istoria noastră cu aceste tablete, tabletele Vitalion, avem foarte multe rezultate. De fapt, majoritatea pacienților cu osteoporoză care s-au dus și au verificat starea lor înainte și după, știm că se dă la aceste explorări medicale, se dă o cifră, DEXA se numește, și acesta poate varia de la 0 până la minus 4, minus 5, în funcție de gravitatea bolii, cum scade densitatea osoasă. Și avem cazuri concrete unde, după 6-7 luni de administrare a acestor tablete, deja am recuperat foarte mult din densitatea osoasă. Asta însemnând că pacienta s-a dus înainte și avea un DEXA de minus 4 și a revenit după 6 luni, s-a dus iar la un control. De obicei, aceste controle se fac o dată pe an. Dânsa a făcut acesta imediat după 6 luni și avea un rezultat de minus 2, ceea ce înseamnă că am recuperat 2 unități de măsurare a densității osoase, care este un pas uriaș, mare, fiindcă în foarte multe cazuri se poate considera eficient și un rezultat bun dacă măcar putem menține la valorile care sunt. Dar dacă putem să și îmbunătățim, asta este deja un pas uriaș. În cazul artrozei? Și în cazul artrozei, știm că artroza este o boală degenerativă a cartilajelor. Cresc acele mici osteofite, acele mici ciocuri de oase în jurul articulațiilor, acestea încep să zgârie capsula articulară, să apară acele inflamații și dureri. Și se poate ajunge până la anchilozare totală, asta însemnând că cele două oase se sudează, deoarece cartilajul dispare dintre cele două oase și atunci osul cu osul se poate suda, să zicem așa. Dacă luăm această boală, avem concret pacientă care nu se mai putea da jos din pat, abia putea să se târească, să zicem așa, până la toaletă, iar după 4 luni de administrare a acestor tablete Vitalion, s-a putut da jos din pat, mergea până la bucătărie, fără dureri, fără să aibă un impediment din cauza acesta, iar după aproape un an și-a luat curajul, a coborât din bloc, s-a dus la cumpărături și chiar s-a urcat pe tren și s-a dus să-și viziteze nepoții. Nu s-a vindecat în totalitate boala. Ideea este că am recuperat foarte mult din funcționalitatea acestor articulații.
pacienta s-a dat jos din pat și a schimbat, de fapt, calitatea vieții, modul de viață, fiindcă nu e tot una, indiferent dacă, cât mai avem de trăit, dacă stăm la pat sau chiar putem să ne mișcăm fără durere, să putem face fiecare tot ce are de făcut în fiecare zi. Și credem noi că acesta este, de fapt, valoarea acestor tablete, fiindcă, în foarte multe cazuri, putem schimba, de fapt, calitatea vieții a pacientului, putem, în unele cazuri, relatează unii pacienți, că le redăm, de fapt, viața prin aceste schimbări majore în sănătatea lor. Unde găsim acest produs, domnule doctor? Să vorbim puțin despre raportul calitate-preț. Aceste tablete sunt disponibile în toată țara, în farmacii și în magazine naturiste. Se pot achiziționa de oriunde. Iar acum foarte mulți pacienți spun că cu care discut eu și de obicei știm că majoritatea oamenilor gândesc în felul următor. Dacă e vorba de sănătate, nu contează cât și cum. Ba da, contează foarte mult, fiindcă în foarte multe cazuri, acești pacienți, de exemplu, scapă de o intervenție chirurgicală, care vine cu un cost destul de mare, plus vine o perioadă de recuperare după orice intervenție chirurgicală și așa mai departe. Având în vedere eficiența acestor tablete, rezultatele pe care le obținem cu aceste tablete și prețul pe care îl au aceste tablete în farmacii și în magazinele naturiste, noi credem că este una foarte accesibilă, mai ales având în vedere că majoritatea cumpărătorilor sau cei care își administrează aceste tablete sunt pensionari. Deci și pensionarii de rând își permit să achiziționeze aceste tablete. Așadar, doamnelor și domnilor, iată, vorbim despre un produs natural 100%, un produs adus din Oxford, un supliment alimentar, aș putea spune, cu efecte benefice pentru osteoporoză, artroză, cu coxartroză, gonartroză, dar și în cazuri de ateroscleroză, infarct miocardic, atac vascular cerebral, afecțiuni cardiovasculare, dar chiar și ulcer varicos. Am spus miraculos pentru că este un produs de mult timp pe piață, care a avut efecte foarte, foarte bune, iar pacienții știu din cazuistica, din statisticile domnului doctor Iosif Balint, au fost unele foarte bune și oamenii foarte mulțumiți. Am primit foarte multe telefoane de mulțumiri, domnule Iosif Balint, și vreau să vă transmit din partea telespectatorilor Național 24 aceste mulțumiri. Pacienți care s-au tratat la dumneavoastră de-a lungul timpului și care au ținut să vă mulțumească prin intermediul emisiunii noastre. Acum, având în vedere că este un produs natural, cred că ne dăm cu toții seama că nu are contraindicații. Ce ne puteți spune despre acest lucru? Nu, având în vedere că aceste tablete se încadrează în categoria de suplimente alimentare, dacă pornim de la definiția aceasta, normal, înseamnă că toate acele elemente pe care le conține suplimentează o alimentație. O alimentație care este deficitară, haotică și așa mai departe în zilele noastre. Ideea este că acele extracte din plante, care sunt extract din hibiscus, măceșe, viță de vie, floare de soc și măr, plus vitaminele și mineralele, sunt, putem să zicem, elemente necesare organismului pentru a avea o funcționare normală, cum ar trebui. Și atunci, normal că, pornind de la această premiză, pornind de la funcția acestor plante, vitamine și minerale, n-au cum să aibă un efect negativ, nociv, asupra organismului De la uman. Ce vârstă poate fi consumat? Noi recomandăm de obicei de la vârsta de 14-15 ani, deoarece aceste tablete, cum am văzut, au efect asupra densității osoase, au efect asupra creșterii masei osoase. Știm că acești tineri în perioada aceasta sunt în perioada de creștere, mai ales creșterea osoasă, ajung la vârsta de 20-22 de ani, unde se oprește de fapt această creștere și de la vârsta aceasta omul începe să îmbătrânească. Noi recomandăm administrarea acestor tablete și pentru acești tineri, deoarece ei o să rămână până la sfârșitul vieții cu acele oase
întărite sau neîntărite pe care le dezvoltă, le întăresc de fapt în perioada aceasta între vârsta de 14-15 ani și vârsta de 20-22 de ani. Domnule doctor Balint, acest produs natural 100% îl putem consuma în paralel cu un tratament alopat prescris de către medicul specialist? Întotdeauna, dacă persoana care dorește să administreze aceste tablete și are o afecțiune, nu ia aceste tablete preventiv, ci ia pentru o anumită afecțiune sau boală, și are o medicație prescrisă de medicul specialist sau medicul de familie, este recomandat ca să administreze paralel cu această medicație. Să nu întrerupă medicația de la medicul specialist, iar aceste tablete le poate lua fără nicio problemă, paralel cu acele tablete, injecții, poate să ia și chiar este recomandat să ia paralel cu medicația alopată. Așadar, stimați telespectatori, aveți numărul de telefon al emisiunii Un nou mod de viață afișat pe ecran, număr de telefon la care ne puteți adresa întrebările dumneavoastră. Nu uitați, vorbim iată despre un produs natural 100% adus din Oxford, un produs fără contraindicații, un produs care poate fi consumat atât preventiv, dar și atunci când s-a instalat una dintre afecțiunile, ateroscleroză, infarct miocardic, atac vascular cerebral, afecțiuni cardiovasculare, dar și ulcer varicos. Bineînțeles, nu în ultimul rând, extrem de performant, aș putea spune, acest produs în cazul osteoporozei, artrozei, da? Gonartroză și coxartroză. Domnule doctor, dacă o persoană are, să spunem, ateroscleroză, dar suferă și de osteoporoză? Da. Trebuie să știm că aici, de exemplu, ambele boli sau ambele afecțiuni pot fi boli sau afecțiuni apărute din cauza unei alimentații defectuoase. Da? Deci, ateroscleroza, fiindcă au mâncat, știu eu, foarte multe grăsimi cu o frecvență destul de crescută și așa mai departe, iar osteoporoza, deoarece, să zicem așa, au consumat sau n-a consumat destul de mult aliment care conține calciu, vitamina D și așa mai departe. Sau nu s-a expus destul de mult la soare ca pielea acestei paciente sau pacient să poată producă destul de mult vitamina D. Și atunci, normal, în aceste combinații, de fapt, avem rezultate, să zicem așa, duble, fiindcă cu același tratament sau cu aceeași tabletă putem să ameliorăm, chiar să vindecăm aceste afecțiuni în același timp. Deci nu necesită, să zicem așa, două medicații separate, fiindcă atât pe ateroscleroză cât și pe osteoporoză sau artroză, dacă apar paralel. Sau, de exemplu, în foarte multe cazuri, când vorbim de probleme de circulație sanguină, ateroscleroza poate să apară paralel și cu varicele. Deci, în aceste cazuri, normal că putem să ameliorăm sau să vindecăm ambele boli. Dar unele informații în plus, dacă dorește cineva să vadă, poate să sune la numărul de telefon al emisiunii sau poate să ne viziteze pagina de web www.hrivitalion.ro pentru a afla mai multe detalii. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate detaliile, domnule doctor Balint. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și nu uitați, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Bun găsit la rețeta gurmandului! Mulțumim restaurantului Monte Carlo, iată, astăzi vom afla cum preparăm piept de pui cu sos gorgonzola și garnitură de orez. Ce ingrediente ne trebuie pentru această rețetă? Piept de pui, smântână dulce, brânză gorgonzola, 30 de grame de unt,
și sare, piper, un pic de oregano. Pentru garnitură folosim orez și niște legume, ceapă, orez, ardei gras și supă. Până prăjim pieptul de pui, tăiem niște ceapă, ardei și morcov să facem o garnitură de orez. Adăugăm un pic de ulei, sare și punem pe foc să zăcălească un pic. 30 de grame de unt. O 100 de grame de brânză gorgonzola, tăiată mai mică ca să... O 100 de grame de orez și stingem cu supă. Supă de legume sau de pui. Adăugăm la peste brânza gorgonzola, un pic de smântână dulce. Așezăm întâi garnitura de orez. Punem pieptul de pui și sosul gorgonzola peste pieptul de pui. Acesta este pieptul de pui cu sos gorgonzola cu orez. Vă urăm poftă bună, se savurează cu un vin alb și vă mai așteptăm la restaurant Monte Carlo.